La mulți ani! Mulțumesc! Această sticlă de șampanie este pentru dumneavoastră astăzi. Am venit la dumneavoastră să vă facem o surpriză plăcută. Din partea fiului Rusu Vasilică. Da. Și a nurorii tale, Anca, îți spunem la mulți ani, tată, de ziua ta, îți dorim multă sănătate și îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi. Cu ocazia zilei tale de naștere, îți dorim să primești toată recunoștința și iubirea pe care o meriți, pentru că ești un tată minunat și bun. La mulți ani! Mulțumesc! Eu când băiam în legămine, nu nici fieroși, nici piatra, așa tare cum e tata. Nu a avut viața ușoară și nimica nu-l doboară. Nu nici fieroși, nici piatra, așa tare cum e tata. Nu a avut viața ușoară și nimica nu-l doboară. Pentru băietul meu și nora mea, le mulțumesc!
de tot sufletul. Le doresc multe sănătate, putere de muncă, să fie fericiți și să ne vedem când o vine acasă, să ne vedem cu bine. Le aștept acasă. Da. A, în primul lui taică mi-i urez multă sănătate, fericire, ani mulți alături de noi și noi îl iubim, ce să spunem, mai mult că iubim sănătate. Eu? Da. Vă mulțumesc din suflet, oameni, că ați ajuns la dumneavoastră din partea Cruscului și din partea vecinului, că e și vecin de Jâneamul. Îi urez multă sănătate, spor în toate și fericire. Ce să-i spun, să fie sănătos, îl iubesc că fac cum el, să-i dai Dumnezeu mulți ani înainte, dacă alături de noi. Mai mult de atât și pot să-i spun. Sănătate multă. Mulțumesc. Multă sănătate, fericire. Sănătate, fericire. Atât. Multă sănătate, fericire. Mulți ani înainte. Cam atât.